Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Întâi și întâi de toate, astăzi este vineri, ora 10 și un sfert dimineața și eu filmez pe repede înainte acest videoclip. În primul și în primul rând, mi de scuze pentru că aceasta este fața mea nemachiată, da? nu m-am prezentat în fața voastră așa până acum. Însă, din nou vă spun, este filmat pe repede înainte. Uh, am deja pregătit un alt videoclip pe care multe dintre voi îl așteptați și mi-ați și scris. Nu am uitat despre videoclipul cu uh, parfumuri sexy pentru vară. Varianta Middle Eastern Dupes, parfumuri inspirate, cu am ales pentru voi 6 parfumuri sub 100 de lei și 6 parfumuri sub 200 de lei. Este filmat, este pregătit și acel videoclip. Va intra undeva în weekend, cred. Astăzi filmez din nou mă repet acest video pe repede, înainte și voi îl veți vedea tot astăzi. Asta, dacă YouTube nu are din nou ceva personal cu mine și mă lasă să-mi încarc videoclipul. Avem un unboxing de data aceasta de la Dubai Collection. Um, am tot urmărit pe site. Știam de la ei că va intra o nouă colecție, ca să spun așa și am urmărit cu sufletul la gură, eram mega încântată, mega curioasă de un anume parfum, dar haideți să deschid și cutia. Coletul a venit dimineață ca de obicei la Easybox ca să fiu eu sigură că atunci când mă voi întoarce de la grădii, îl voi ridica și îl voi deschide alături de voi. Și bineînțeles că n-am putut rezista și mi-am comandat noul parfum care oricum îl așteptam. Da. Faceți abstracții. Îl așteptam cu mare nerăbdare și anume Eternal Coffee. Coletul a venit așa, ca de obicei, foarte bine uh, protejat. mostră aici este parfumul și cei de la Dubai au acum o promoție pe site și anume la fiecare uh, parfum achiziționat în varianta full size voi vă puteți alege unde o spray. toată treaba e ca atunci când um, v-ați selectat parfumul în varianta full size, să mergeți și la deo spray și să vă alegeți voi uh, acela pe care îl doriți, da? Adică uh, nu se adaugă automat în coșul vostru de cumpărături. Iar eu am ales, bineînțeles, de la Pandora scent, uh, dupul pentru uh, Creed Aventus. Pentru că da, mie îmi place îmi place Crida Ventus, îmi plac clonele de Crida Ventus, eu un al consider parfum unisex, nici de cum parfum strict pentru un bărbat. Dar, dar să trecem la mult așteptatul parfum Eternal Coffee. Așa este de la uh, Paris Corner. Iar sticluța, vai de mine. Sticluța arată așa. Da? Este o sticlă foarte grea, masivă, capacul foarte frumos realizat, are aspectul acesta de marmură. Este de plastic, dar este un plastic. Este un plastic solid. Și, înainte de toate, să vorbim puțin despre notele acestui parfum. Eternal Coffee Paris Corner este un ADN original, nu este inspirat din nimic altceva. Îl puteți găsi în variante de 2, 5, 10 sau 85 de mililitri, cum l-am luat eu pe acesta paranteză, sticla este foarte grea. Dacă aveți vreo problemă cu cineva și o aveți în geantă, da? Unisex gurmand oriental. Note de vârf. Cafea, lapte, caramel. Note de mijloc. Nucă de cocos, heliotrop. Note de bază. Mosc, zahăr, cremos. Boabe de tonca. Și acum, și acum, să-l pulverizăm, să vedem ce ne spune. Știți, da? Știți de ce eram eu fiartă pe Eternal Coffee. Pentru că este parfum gourmand și pentru că este parfum cu cafea. Pulverizatorul este unul de excepție. Încep din nou cu puțăituri. Doamne. Bun. Bun. Se deschide cu o aromă bogată, densă de cafea, dar nu vă gândiți la uh, cafeaua gata preparată, cafeaua în stare lichidă, ci mai degrabă este o aromă de cafea, de boabe de cafea proaspăt prăjite. Da? Deci, e mirosul acela strong, da? Ușor, ușor își fac apariția notele lactonice. Cum spuneau ei că are lapte în notele de vârf, într-adevăr, se simt note lactonice. Începe să-și facă apariția și caramelul, da, îl îndulcește, îl face sexy, îl face senzual, deci e caramelul acela care îmi place mie. Vai. Oricum, Paris Corner n-ave cum să mă dezamăgească, Dubai Collection nici atât. inima, că presupun că am ajuns în inimă, pentru că s-a schimbat puțin treaba, dezvăluie o parte din notele lactonice de la început, însă se simte izul acela de nucă de cocos. Însă este o nucă de cocos realistică, reală, bine, nu vin către voi acum să vă spun vai are ingrediente naturale și așa mai departe. Automat nu e ceva natural, însă este foarte frumos lucrat. Este foarte natural uh, redat acest uh, cocos. Îi dă oarecum automat o aură tropicală, da? Te face să te duci cu gândul la, nu știu, o cafea servită Undeva într-o locație tropicală, undeva în vacanță, eventual. Dar, când spun în vacanță, să nu vă duceți cu gândul automat și la briza mării sau ceva de genul. Nu. Este strict notă de cocos. Apare și o dulceață florală, da? Niște, niște flori dulci, sevă de flori, ceva. S-a mai domolit și nota aceea de boabe de cafea. Nu știu, începe să devină o combinație cremos, pudrat, dulceagă cu o atingere de cafea. Da, da. Deci, pentru primele, pentru prima impresie, Eternal Coffee Fix. Fix această părere mi o lasă. Da, într adevăr și eu una, îl percep ca fiind un parfum unisex, adică nu îl văd nu îl vă neapărat purtat doar de o femeie, doar de o fată, doar de o persoană de sex feminin, nu. Foarte frumos. Dacă iubiți cafeaua, dacă iubiți de fapt Combinația asta, cafea, note lactonice și ceva caramel, uh, Eternal Coffee e ce trebuie. Și da, categoric este un gurmand Astea au fost primele impresii pentru Eternal Coffee. Uh, o să-l mai port pentru că nu-l văd neapărat în percepția mea. În, uh, Gusturile mele, în preferințele mele, nu este un parfum strict pentru vreme rece. Nu. Îl voi purta și cu siguranță voi reveni cu păreri. Și am aici, bine stați. Ea a venit așa frumos. Am o mostră um, de la un parfum ce să sperăm că va veni pe site. Este de la Rog Perfumes, Rog, dacă se pronunță Rog, Rog UE, văd că se scrie, și se numește Second Wife. Deci, eu dacă aș vedea un parfum cu numele Second Wife, Sinceră să fiu, cred că nici nu m-aș uita la note și l-aș achiziționat tocmai din pricina numelui. Bun. Să vedem, nu știu, adică curiozitatea este extrem de mare. Să vezi un parfum ca femeie cu numele Second Wife te și intrigă, te face și curioasă, dar. Să vedem ce avem aici. U. Uh, foarte tare. Deci, um, Second wife este foarte tare, ca să știți. Are ceva um, ADN. Specific, Middle Eastern, însă, nu vă duceți cu gândul la un uh, ud grețos, uh, ud fecal, cum se spune, da? Nu este vorba de așa ceva. Ceva flori este. La un prim nas ar fi un. Floral, oriental, cu o atingere gurmandă, ceva gurmand acolo. Are ceva, dar nu este inspirat, nu-l văd inspirat. Uh, văd un uh, 20% din uh, mansera roză zvanil. Este extrem de tare, nu știu uh, dacă este extract, nu știu ce este, dar după cum miroase m-aș îndoi să fie apă de parfum. Este extrem, extrem de puternic și când spun puternic, voi nu vă gândiți la uh, izul acela de alcool ce vă izbește la parfumuri. Nu, la anumite parfumuri. Este foarte puternic el ca parfum, ca miros. Nu este un parfum liniar, se schimbă. Nu cred să fie un parfum inspirat din ceva, chiar dacă mai devreme v-am spus că am simțit un 20% din Mansera Roses Vanille. Nu-l văd ca un parfum inspirat. E genul acela de parfum ce miroase foarte scump, dar când nu scump, foarte scump, da? E genul de parfum ce te duce cu gândul la ceva de nișă, ceva pentru o anumită categorie de persoane, ca să mă exprim așa. Și tin să cred în continuare că este extract de parfum, deoarece aici faceți abstracție, pielea a rămas ușor uleioasă. S-a mai potolit tenta aceea de, de taciul acela Middle Eastern. Flore albe, ceva pe acolo. Nu știu ce este, dar sunt foarte curioasă, mai ales de momentul, deci din nou trebuie să pândesc site-ul Dubai Collection pentru că Second Wife uh, mă intrigă până la capăt. Începând cu numele și terminând cu aroma în sine, da, este un parfum intrigant. Este... Un parfum opulent, este un parfum in your face, este un parfum care țipă, hei, vezi că sunt aici, uite te la mine. Da, este un parfum, e genul acela de parfum ce atrage atenția. Atrage atenția și totodată îl percep ca fiind magnet de complimente. E genul acela de parfum ce intră, ce intră în sfera asta. Nu știu, parfumul acela care blumea din jur vă va întreba hei cu ce te-ai dat? Hei, a ce miroase? Și acum va suna foarte ciudat, mai ales din gura unei femei, însă Second Wife este foarte frumoasă. Da. Bun. Ne întoarcem puțin dacă mă va mai ține nasul după acest second wife pentru că e genul de parfum ce acaparează. Ne întoarcem puțin la Eternal Coffee. Da, da, deci dacă resimt Eternal Coffee la primul nas, la primul puf, după ce am mirosit Second Wife, e clar că E un parfum cu performanțe, oricum e una tot ce am de la Paris Corner. Nu am avut nici cea mai mică problemă la capitolul performanțe. Și da. A rămas genul acela de parfum um, cu o tentă de cafea cu o tentă lactonică cu o tentă de caramel și cocosul acela tropical și cu siguranță în momentul de față, la prima testare, uh, în momentul de față, la prima testare, este genul de parfum All Season. All Season, purtabil mai mult vara, datorită notei de cocos, datorită tentei tropicale. Superb, superb. Deci, încă o achiziție blind reușită și încă o mare dragoste. Ca o paranteză, vă spuneam la început că voi veți vedea acest clip tot astăzi, dacă mă ajută YouTube-ul, și de-abia după aceea o să vedeți cel cu parfumuri sexy, varianta sub 100 de lei și sub 200 de lei dacă aș fi avut acest parfum înainte să filmez acel videoclip, cu siguranță ar fi intrat în categoria parfumuri sexy pentru vară, varianta sub 200 de lei. Pentru că prețul este undeva la 175-185, nu am idee. Oricum, vă las link în descriere și uh, eu am o afiliere cu ei, am un co cont să spun, un cod de afiliere, vi las și pe acel aici, roj25, ce va aduce un discount de 5%. La orice achiziționați voi de pe site, indiferent că doriți să achiziționați mostre, produse de îngrijire sau parfumuri în varianta full size, acel discount de 5% vi se aplică la orice comandă. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final, să nu uit. Așa e, când filmez eu pe repede înainte, nu uitați de uh, promoția lor cu uh, două spray cadou la orice achiziție de parfum în varianta full size. Am căutat înainte să dau drumul la, la filmare, să văd uh, perioada dacă este o perioadă anume, însă nu am găsit. Nimic pe site de genul, însă vedeți voi, nu uitați neapărat dacă vă achiziționați un parfum în varianta full size, să mergeți și la secțiunea de o spray și să vă alegeți voi de acolo și să vi-l puneți voi în coșuleț. Automat după ce îl veți pune, o să vedeți că va apare acolo zero, se, se face reducerea, cum ar veni. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final, dacă sunteți iubitoare, iubitori pentru că este unisex de parfumuri din zona gurmand zona gurmandă mai ales parfumuri cu o atingere de cafea pentru că în dry down nu mai avem izul de boabe proaspăt prăjite ci avem direct cafeaua cafeaua gata preparată dacă sunteți și voi în zona de parfumuri în care sunt eu. Nu uitați că aveți și variante de 2, 5 și decant de 10 ml, dacă nu vreți să vă luați sticla blind. Însă, credeți-mă că e ce trebuie. Vă pup, vă îmbrățișez și până data viitoare, zile frumoase și neapărat parfumate, pentru că eu mă voi duce chiar acum să fac baie cu acest parfum. Vă mulțumesc, vă pup cu mare, mare drag!